Mie îmi place foarte mult faptul că există și că în ultimii ani s-a dezvoltat în România destul de mult domeniul acesta din punct de vedere al competițiilor. Avem destul de mulți români care ne reprezintă în afară la mai multe jocuri, inclusiv la CSGO avem mulți, care joacă la cele mai mari concursuri. Asta mi-aș dori să afle oamenii despre gaming, că nu este doar joc pe calculator și că poți să faci carieră din asta. Dacă ar fi să fac așa o scurtă descriere a ceea ce fac eu, fac stream pe YouTube, mă joc, adică fac bani din ceea ce îmi place. Lucru care e mai rar întâlnit, în general în viață. E destul de greu să faci ceea ce îți place și să și câștigi bani din asta și asta aș vrea să insuflu tuturor oamenilor care se gândesc la jocuri de pe calculator ca fiind de ce faci, stai acolo, te joci, te... Foarte mulți oameni au părerea asta, dar în ultimii ani s-au mai redresat, adică brandurile s-au aplicat foarte mult asupra industriei de gaming, am observat chestia asta enorm în ultimii 3 ani cel puțin. Cred că începând cu pandemia s-a întâmplat și mă bucur foarte mult, mi-aș dori să continue. Eu o să mă joc până o să am 80 de ani, adică am zis că fac LAN party, nu contează și la azil când o să fiu, nu mă las de jocuri pe calculator niciodată. Și consider că dacă ai grijă de tine și pui puțin preț și pe sănătatea ta, să faci puțină mișcare, să faci un masaj pentru spate, să ai grijă de tine, chiar consider că poți să duci o viață lungă, sănătoasă și să fii gamer. Asta cu statul la calculator depinde de zilele pe care, de zilele libere pe care le am. În general, petrec undeva la 4-5-6 ore făcând stream și mai stau la calculator, mă mai joc așa cu prietenii seara o oră, 2-3. Dar mai am și zile în care stau la calculator de dimineață până seara, nu fac stream, mă joc ce vreau, chiar de ce m-am apucat de Hogwarts Legacy din nou, mă joc Harry Potter. Și asta mi-ocupă destul de mult timp, că nu simți când trec orele, dar am și zile în care nu stau absolut deloc, pentru că simți nevoia de o pauză, evident, ca în orice domeniu. Cea mai mare vedetă cu care m-am jucat, prietenul meu, el e cea mai mare vedetă pe care o cunosc eu, personal. Mâncarea mea preferată, deși nu o mănânc foarte des, de-aia zic că e preferata mea pentru că mi se face poftă uneori și I enjoy it every time, e sushi. Dar prefer burgerul, adică dacă aș avea de ales, aș alege, cred că aș mânca burger în fiecare zi dacă aș putea. Mamă, ce bine arată burgerul ăsta. Auzi, e un sos pentru el? Hey, mersi! Mamă, fabulosul burger! Hai să punem. Nu pot să mănânc burger așa fără sos. Chiar e bun. Mă, chiar e bun, serios, adică nu v-am mișto. Chiar e bun rău. Un sos n-avem și noi aici?